conducerile PNL și PSD au ajuns la concluzia că cel mai bun scenariu pentru acest an electoral ar fi ca alegerile europarlamentare să fie organizate în iunie împreună cu locale. Cine a fost cu ideea, domnul Ciucă? PSD-ul sau PNL-ul? Cine a avut această idee? Comasarea. Deocamdată nu este luată niciun fel de decizie. Dar nu e constituțional. Nu este propunerea PNL. Asta e important. Da. Contăm pe dumneavoastră că nu veți încălca Constituția. Atât pentru aleșii AUR, dar și pentru susținătorii partidului s-a făcut o listă de sancțiuni. Care sunt ele? Dragi colegi, bine v-am găsit începutul unei noi sesiuni parlamentare. Mulți am fost, puțini am rămas. Uitați-vă bine unii la alții, pentru că a început să tremure PSD-ul și sistemul din toate încheieturile și nu mai știu ce să facă. Uitați-vă bine unii la alții, pentru că din partea unora dintre voi o să existe reacții așa neașteptate. Poate unii care răspund la comenzi. E anul bătăliei finale, e care pe care și o să încerce orice. Șantaj, intimidări, metodele clasice. Ei bine, conducerea Camerei Deputaților a decis astăzi să-i sancționeze pe toți cei care au participat la protestul organizat ieri de Alianța pentru Unirea Românilor. Astfel, formațiunea condusă de George Simion nu va mai putea să aducă persoane din afara legislativului pentru o perioadă de 30 de zile, însă acest termen ar putea să crească în funcție de rezultatele anchetei care în prezent este în desfășurare. Totodată și parlamentarii care au participat la acest protest vor fi sancționați. Jos! La intrare în Parlament, și o să-l rog pe domnul Axinia să confirme și să-i zică domnului Lulea să rămână acolo, jos este prim vicepreședintele partidului, domnul Marius Lulea, care nu este lăsat să intre în Parlament în momentul ăsta, invocându-se o hotărâre a biroului permanent care nu este redactată. Că ni se suspendă temporar la discreția lui Alfred Simoni, securistul pitic care ne sfidează de fiecare dată, ni se refuză accesul prin vicepreședintelui AUR, Marius Lulea, în Camera Deputaților. Și o să vă rog să mergem cu toții jos, să vedem dacă securistul pitic face legea în această clădire. Atenție însă, această decizie nu este una definitivă, pentru că vor trebui discutate aceste sancțiuni în comisiile de specialitate, să se dea un vot, iar mai apoi ele să fie puse în aplicare. Vom urmări și noi care este rezultatul votului, ce vor decide până la urmă. Asta pentru că în ultima perioadă, în cazul unor scandaluri poate ceva mai grave, până în pragul bătăi, nu de fiecare dată s-au votat sancțiuni. Referitor la ce s-a întâmplat ieri în Parlament, în biroul permanent, s-au discutat aceste sancțiuni pentru parlamentarii dumneavoastră, dar și pentru invitații care ne-ați adus la mine. Nu ne temem. O să continuăm. Dacă ei continuă cu comasările, se va ajunge la niște imagini mult mai rele decât am văzut în fața Parlamentului European. Dacă domnul Ciolacu instaurează dictatura în România, nu știu ce se va întâmpla. Decizia de astăzi cu sancțiunile aplicate. Ușor, ușor revenim la dictatură în sistemul Ciucă-Ciolacu. Eu, de fapt, văd că zilele lui Marcel Ciolacu sunt numărate. Așa avea excese de totalitarism și Nicolae Dragnea. Și nu a sfârșit bine. Nici pe Marcel nu-l văd prea bine. De asta vrea să comaseze alegerile. A luat un pic razna. Ți-e frică de alte sancțiuni? N-au cu ce să mă sancționeze. Să mă sancționeze cât vor ei, că nu mă înspăimântă, nu mi-e frică. Eu am pornit la o luptă, dacă cred ei că o să le ia accesul în Parlament și salariile funcționarilor, sunt foarte înspăimântat. Înțeleg că 100 de persoane dintre cei care au venit ieri sunt și din afara Parlamentului și mi s-a interzis să mai aduceți invitații. Poate să-i numere, cred că PSD-ul stă prost la numărătoare și Simonis acum la tribună nu prea știa să numere prea bine. Poate să-i numere, dar nu erau 100 de oameni în sală. Ce veți face acum dacă nu veți mai putea aduce invitații pe viitor? Găsim noi o soluție. Întotdeauna am găsit o soluție. Am înțeles. Au dat drumul la toți balaurii. Rareș Bogdan m-a sunat aseară
să-mi zică cum o să modifice ei codul administrativ, articolele 113 și 114, pentru a putea face posibilă mutarea cu 4 luni a alegerilor locale. Adică să ducă țara în haos. Să avem timp de 4 luni și primari și consilieri locali și consilieri județeni și președinți de consilii județene actuali pe funcție până pe 22 septembrie și viitori, după 22 septembrie. Vor modifica datele de preluare a mandatelor de la 20 de zile, 25 de zile și întrunirea consiliilor locale și consiliile județene, care în codul administrativ e prevăzută în momentul ăsta la 60 de zile, și le vor decala la 90 de zile, respectiv 120 de zile, prin acest Parlament, prin piticul securist, care face tot ce îi se dictează de către Marcel. Și Marcel face tot ce îi se dictează de către Klaus Iohannis. Iar Klaus Iohannis face tot ce îi se dictează de la Comisia Europeană. Dar astăzi, în fața Parlamentului European și în fața Comisiei Europene, au ieșit cetățeni din mai multe state europene și au aruncat cu ce au avut asupra unei instituții nedemocratice. Și dacă Marcel Ciolacu continuă cu această nebunie numită comasare, de fapt, influențarea profundă a alegerilor europarlamentare și mutarea de la tematica europeană în care se desfășura luna de campanie electorală pe tematica alegerilor locale. Și șpăgile pe care le dădeau primarii pentru a-și asigura rămânerea în funcție vor fi mutate către reprezentanții noștri la Parlamentul European. Și nu vom mai avea niște rezultate pe vot politic la Parlamentul European, ci vom avea niște voturi cumpărate la bucată de către primari și de către baronii locali. Dacă ei cred că ne pot împiedica să introducem oameni în Parlament, probabil următoarea fază în care se află actuala conducere a Camerei Deputaților este cea în care nu o să ne mai permită nouă accesul. Motivul că ieri am fost prezenți cu toții în sala de ședințe a PSD, căutând acolo dintre PSD și pe cineva cu care să dialogăm. Și l-am găsit pe Piticu securist, care ne-a spus, ne-a mințit, cum face și Marcel Ciolacu, ne-a mințit că o să vină la noi la grup. Veți veni astăzi în fața parlamentarilor AUR să ne explicați de ce călcați în picioare Constituție. Primitem invitație. Păi tocmai vă lansez invitație. Da, voi participa la întâlnire. Bun. Atât am vrut. Mulțumim! Mulțumim! Îl așteptăm pe domnul Simoni să ne explice la grup în timpul orelor de program de ce e pregătit să siluiască Constituția. Și Marcel Ciolacu a ieșit în ultimele două zile în apariții la mai multe televiziuni spunând că nu o să modifice legislația electorală. Și ce face? Modifică codul administrativ. Haos crezi în țară cu plafonările tale și cu minciunile tale, Marcele, și dacă așa crezi tu că poți să ne împiedici, nu-i nicio problemă. Hai să îl blocăm pe Piticu securist până ne ia la toți și indemnizațiile și dreptul de a vorbi și ce mai vrea Piticu securist pus de Marcel Ciolacu, cel mai mare mincinos dintre toți mincinoșii care au condus România de 33 de ani. Ăsta e Marcel Ciolacu, iar războiul e în floare. Ne-au interzis accesul la orice televiziune. Presa, în momentul în care îi se zice stop, stă. Acum, ieri s-a văzut în mod clar. Nu vom mai avea acces și o să fim ostracizați. Se pot întâmpla multe și ar trebui să le fie frică celor care au dat acest ordin de comasare, că lucrurile se vor ricoșa și se vor îndrepta împotriva lor, aceste gloanțe pe care ei le trag spre noi. Dacă asta vrea Piticul securist, asta o să-i dăm Piticului securist. Nu e nicio problemă, nu mor caii când vor câinii. Dacă nu vor liniște și vor proteste ca în fața Parlamentului European, o să le dăm proteste ca în fața Parlamentului European, că lumea nu mai are răbdare. Hai să vedem cum o să stăm toți
la intrare în Camera Deputaților să băgăm oameni. Ne-am săturat să ne conducă pitici securiști și negricioși care, în afară de covrigi, în viața lor n-au făcut absolut nimic. Ne-am săturat să ne conducă tot urmașii partidului unic și fel de fel de covrigari. Asta vrei, Marcele, tu ești eminența cenușie, a confirmat și Rareș Bogdan, tu ești cu planul de comasare, tu ai văzut că îți dai demisia dacă nu câștigi primul loc și acum nu mai știi ce să faci. Ești disperat să muci cu 4 luni înainte alegerile locale. Din toți rărunchii și din tot ce avem noi de făcut, o să ne luptăm și o să zbierăm ca din gură de șarpe ca să împiedicăm localele cu alegerile europarlamentare. Vor ei alegeri înainte de termen cu 4 luni de frica AUR, o să le dăm o bătaie să le sune apa în cap.